Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai noi și cele mai frumoase informații din cele două domenii. Sper că aveți zile minunate, timp frumos petrecut în familie și mese îmbelșugate. Iată o perioadă foarte frumoasă și foarte încărcată cu emoții, sperăm, pozitive. De altfel, e perioada în care ne strângem cu toții și cumva ne amintim cât de frumoase sunt vremurile și cât de frumoase sunt sărbătorile petrecute în familie. Discutăm și noi despre sărbători în familie, poate o altă temă pe care ne-am dorit de foarte mult timp să o abordăm. Suntem foarte curioși să vedem cum arată sărbătorile în Asociația Salvați Copiii și să mai aflăm și despre proiectele pe care le implementează în perioada aceasta. De aceea, alături de mine este doamna Corina Mighiu, este coordonator al Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii în cadrul Asociației. Spun bună seara, bine ați revenit la noi și bucurie că iată ne aflăm la acest aniversar, ca să zic așa. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Suntem foarte doritori să stăm de vorbă, să vedem cum arată sărbătorile în familia Salvați Copiii, pentru că sunteți o mare familie. Eu asta văd din exterior și cred că asta văd și telespectatorii noștri. Da, suntem o familie mare și ca în familie mare sunt multe pregătiri, multă alergătură înainte de sărbători, dar și după sărbători. Și la noi în această perioadă alergarea a fost pentru și este pentru cadouri de Crăciun pentru toți copiii care vin la noi și sunt susținuți de către noi. O parte ajung la noi la activități, altă parte sunt copii care locuiesc în mediul rural și avem și acolo niște centre pe care ei le frecventează și încercăm să ajungem la toți copiii. Cred că, de altfel, această activitate se prelungește și după sărbători, pentru că, până categoric, la urmă, pe tot parcursul anului faceți asta, adică, da, ok, marcați sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de iarnă, dar știu că pe tot parcursul anului vă implicați pe astfel de servicii. Da, noi susținem copiii nu doar de sărbători, de Crăciun și de Paște. Noi încercăm să fim alături de copii tot timpul anului, să-i sprijinim astfel încât ei să poată să meargă la școală sau să meargă la grădiniță. Chiar avem și niște proiecte în care am lucrat cu copiii mici de creșă și încercăm să sprijinim toți copiii. Mm-hmm. Și aici, de la vârstă foarte mici. Care ar fi nevoile lor pentru cei mai mici? Cei mai mici au fost la creșe, s-au înființat printr-un niște proiecte europene, creșe în mediul rural, în proximitatea Iașului, și atunci s-a facilitat înscrierea copiilor la creșe, pregătirea personalului pe partea de educație timpurie, astfel încât să putem răspunde nevoilor de dezvoltare și de stimulare a copiilor micuți, până în 3 ani. Da, și dacă se mai pune că au părinții plecați sau situații de acestea... Da, păi au fost niște condiții, exact, în vederea participării în proiect trebuiau să fie îndeplinite anumite condiții și e un sprijin pentru, atât pentru părinți și implicit și pentru copii. Spuneați de cadouri pentru beneficiarii pe care are asociația, de altfel, iată, vorbim și despre aceste centre pe care le coordonați, dumneavoastră, unul, colegul domnul Liviu Măgurean, a văzut că și dumnealui coordonează un astfel de centru. Cred că și în cadrul centrului sunt activități dedicate sărbătorilor. Da, copiii au pregătit felicitări pentru sponsori, au pregătit serbări pentru Moș Crăciun, pentru că, na, trebuie așteptat Moș Crăciun și nu putem să-l așteptăm așa. Și a venit așa în cadrul centrului, mă gândesc. Da, 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 da. În fiecare an el vine în cadrul centrului și aduce daruri acolo și le lasă acolo. Copiii care pot să vină la centru le primesc când vin sau la serbare și ceilalți copii care nu pot să ajungă la centru le primesc când ulterior. Spiritul și lui Moș Crăciun se duc și împart aceste cadouri. E absolut minunat că reușiți să le aduceți zâmbetul pe buze, chiar dacă ei poate au o tristețe în suflet, adică e clar că nu toți cei care sunt aici sunt de bine, sunt pentru că așa a fost situația, dar... Da, dar copiii sunt copii, ei sunt veseli și se bucură și sunt foarte încântați de ceea ce le aduce Moș Crăciun, au și ei listele lor, au și ei dorințele lor, deja scrisorile au fost trimise către Moș Crăciun, Moș Crăciun a încercat să răspundă acestor scrisori în limita
timpului și a posibilităților lui și cât de și să aducă bucurii copiilor. În fiecare an încercăm să facem lucrul acesta. Noi avem o campanie care se numește Moș Crăciun Realist de Bun. În cadrul campaniei astea, fondurile în general încercăm să le cumpărăm la copiii care sunt din mediul defavorizate și cu o situație materială mai precară, haine mai groase, încălțăminte mai groasă, astfel încât ei să poată să-și continue școala, să nu răcească, să nu se îmbolnăvească și să ajungă la școală, ca să nu avem abandon școlar din cauza că e prea frig, ninge, nu are cu ce să încălța copilul, nu are cu ce să îmbrăca. Începând de la șosețele groase până la ghetuțe care nu tragă apă, până la geci groase, fulărașe, căciuli, mănuși, astea oricum se pierd, se rătăcesc, se întâmplă câte ceva cu ele. Și atunci până încercăm tot ce au nevoie copiii și bineînțeles și câte o bucurie, o jucărie, pentru că pentru un copil astea sunt foarte importante, jucăriile, dulciurile sunt... căutate. Clar, fac parte din cadou, da. În cadou, da. De altfel, luna decembrie știu că e foarte plină și de evenimente. Nu știu dacă ați organizat luna aceasta ceva evenimente dedicate acestei perioade, cu specific, cam toate ONG-urile organizează. Noi am avut o gală a noastră, tocmai pentru că atât de aglomerat, gala generozității, gala Zâmbet în Dar, se numește gala noastră, am avut-o un pic mai devreme, pentru că e un pic aglomerat. Ce avem noi sunt activitățile noastre în centre în care diferiți sponsori pot să participe la ele, în care împreună au fost aceste ateliere a lui Moș Crăciun de confecționat felicitări, mici cadouașe pentru și copiii au fost vizitați de diferiți sponsori și au făcut împreună diferite lucruri. Cam asta facem în această perioadă. Cumva e bine gândită și varianta asta de a face mai devreme, pentru că, iată, așa cum spuneam, sunt foarte multe evenimente în decembrie și fiecare dintre noi încercăm să ne orientăm, să vedem unde putem ajuta, cum putem ajuta. De altfel, vă suntem recunoscători în ideea în care sunt foarte multe ONG-uri care, iată, mână de la mână reușesc să facă ceva pentru copiii României. Și, din păcate, trebuie ca mesajul să fie conștientizat și sus, nu doar de noi, oamenii de rând, populația care mereu vine în sprijinul acestor copii. Adică, e clar că da, și de noi undeva încercăm de sus. Să sensibilizăm și să lucrăm și la mentalitate, mentalitate și să cu experiența noastră de la firul ierbii, să mergem și în locurile unde, să spunem, aerul e un pic mai rarefiat, dar și să de asta încercăm să invităm și la activitățile noastre, să poată să vadă acești copii, să cunoască viața copiilor, pentru că în momentul în care ieși din birou și vii și vezi viața reală, îți dai seama că s-ar putea ceea ce consideri tu că e bine, că de fapt nu e chiar atât de bine. Încercăm și lucrul acesta și dacă tot vorbeam de evenimente, evenimentele noastre din campanie sunt foarte mult online, e în platforma Galantom în care se poate dona ori ziua de naștere, ori susține acolo cauza aceasta cu Moș Crăciun. Văzusem și produse, ochelari, dacă nu mă înșel, și aveați chiar o listă întreagă cu produse care le sunt necesare acestor copii. Avem și o licitație online în care se pot achiziționa diferite cadouri, pentru că tot suntem în luna magică și banii tot la fel sunt pentru cauzele Salvați Copiii Iași. Cauze care trebuie susținute, asta e cauze clar. Care e bine să le susținem pentru că, așa cum spuneați, copiii sunt importanți, ei sunt viitorul nostru. Da, ei sunt viitorul, ei sunt cei care o să construiască societatea și o să, dacă îi creștem cu niște valori bune, atunci o să găsim acele valori. Noi suntem adulții, noi adulții suntem cei care punem semințele în ei și dacă noi îi îndrumăm bine, atunci copiii și societatea o să fie bine. Asta ne dorim, să se conștientizeze la nivel de
conducerea țării, de cei care au deciziile în mână și pixul în mână și pot face ceva pentru ei. E nevoie de sprijinirea, dacă vrem să ajutăm copiii, bine să sprijinim și adulții. De asta noi am avut un proiect și sperăm să reușim să continuăm activitățile. Proiectul s-a numit Zumzetul Mamelor, un proiect pentru mamele tinere, mamele adolescente din mediul rural. Am încercat acolo să și am reușit prin proiect să avem 3 centre comunitare, unde mamele să vină, să se întâlnească, să poată să discute despre problemele lor, să poată să se cunoască mai bine, să-și dea un timp și lor, să afle lucruri despre îngrijirea copiilor, despre cum stimulăm copiii, cum putem vorbi cu ei, cum să avem relații în regulă cu familia lărgită, cu soacra, că mediul rural mai stau și nu numai. Ba cu soacra, ba cu cumnata, ba cu... Da, și da. Se mai iscă discuții, mai nemulțumiri. Și atunci am încercat prin proiectul acesta să acordăm un spațiu mamelor, astfel încât dacă mamele sunt bine, și sunt și copiii bine. Și din implementarea acestui proiect am observat că e nevoie de dezvoltarea la nivel local și economică, deși susținerea micilor, nu știu, afaceri, e mult spus afaceri, niște surse de venit care să îi ajute pe oameni să își crească calitatea vieții, să nu mai plece, adică să plece mai puțin în străinătate, pentru că și plecatul acesta are efecte și asupra copiilor și asupra familiei. Da. Și mă refer la nivel emoțional. Și nu întotdeauna aduce foarte mulți bani plecatul în străinătate. Și depărtarea de oraș îi face, sunt mame la 20, 20 și un pic de ani care deja sunt, se simt că gata, viața lor s-a închis. Da, văzusem că, pentru că noi tot primim informații chiar și de la nivel central, Salvați Copiii, foarte multe studii pe care lucrați, aveți oameni specializați pe treaba asta, iar legat de mamele minore, iarăși e un semnal de alarmă de tras, pe lângă faptul că ele nu ajung la un control ginecologic pe perioada sarcinii, sunt și foarte multe cu vârsta sub 18 ani, clar vârste foarte fragede, de acolo avem nevoie de foarte multă educație. Da, e nevoie de foarte multă educație și nevoie și de susținere și nevoie și noi ca oameni și comunitate să încercăm să blamăm mai puțin lucrul acesta. Nu zic că e o în regulă. De exemplu, în aceste 3 comunități în care lucrăm noi, de când lucrăm și lucrăm de ceva ani, sunt aproape, cred, mai mult de 10 ani de când lucrăm în comunitățile acestea. Despre ce zone vorbim? Vorbim de Șcheia, Comuna Șcheia, Comuna Mironeasa și Comuna Ceplenița, care e un Iași. Iași, din județul Iași. Da. Nu, sunt din județul Iași. În aceste 3 comunități, la început, când am mers, aveam mame, așa cum ați spus, la 14 ani, 15 ani. Acum, după atâția ani de lucru, am ajuns, nu e doar meritul nostru, e meritul și a comunității și a asistenților sociali din primării care s-au implicat. Umăr de la umăr, umăr și de la reușit, umăr. Da. A mai crescut vârsta, adică spre 17 ani jumate, spre 18. Deci e clar că trebuie să avem programe, o abordare și, proiecte, și programe, da, și proiecte, da, și susținere și educație pe termen lung. Cu un singur proiect sau cu o singură acțiune nu putem să facem o schimbare, chiar și la nivel de mentalitate. Aceeași discuție am avut-o și cu medici ginecologi, tot din scaunul acela, care la fel susțin această idee că avem nevoie de educație în zona rurală cu precădere, pentru că de acolo provin majoritatea acestor mame minore. Educația asta sanitară de bază pe care cu toții ar trebui să o avem. Educația sanitară, dar să știți că și partea emoțională. Eu v-am adus aici o broșură, am văzut. Jurnalul unei mame tinere și acolo și sunt 10 povești, da, ale unor mame din proiectul nostru. Și o să vedeți că în aceste povești se regăsește foarte mult partea aceasta de nevoie de sprijin și suport emoțional. Deci copiii, adolescenții au nevoie de îndrumare, au nevoie de
să se vorbească cu ei, au nevoie de mai puțină judecată sau mai puțină morală și au nevoie să fim alături de ei și să simtă că sunt importanți pentru noi și că îi sprijinim. Imaginez pentru că o să vedeți acolo în povești, sunt cazuri în care, pentru că prietena a rămas însărcinată, am preluat modelul, da. Și atunci să mă mut cu ea și am căutat un băiat, pentru că prietena era singura care emoțional mă sprijinea și am luat un băiat dintr-un sat de acolo, unde suntem și acum tot împreună noi fetele, ca să spun așa. Deci, vedeți, sunt lucruri care statisticile și alte studii nu le pot surprinde atât de bine. Pentru că e foarte ușor să dăm vina și să punem o etichetă, dar în spate sunt niște nevoi care nu au fost, nu li s-a răspuns adecvat. E foarte trist. Cu tremurătoare. Da, da, da. Și câteodată e trist să vezi că o tânără de 19, 20, 21 de ani, dacă îi spui ce-ți place, îi pui întrebarea ce-ți place la tine, ce apreciezi la tine, care sunt calitățile tale, nu știe să răspundă. Și noi vrem să educe copilul, să-l învețe pe copil cine este, ce știe să facă, cum face. Deci trebuie să lucrăm foarte mult la imaginea de sine și stima de sine. Ele preiau imaginea că au făcut copii de prea tinere, că ce mai spune gura satului, și nu mai evoluează și nu mai știu cine sunt. Și din păcate în mediul rural gura satului e mai importantă decât orice, dar aici mă uitam la poveștile astea așa cât am răsfoit, cu un impact emoțional foarte puternic, da, da. Și mă gândesc numai persoana care a stat de vorbă cu ele. Ce... Să știți că lucrul acesta, dacă făceam broșura, am făcut-o spre sfârșitul proiectului, pentru că dacă făceam la început, nu se deschidea atât de mult și nu vorbeau. Mm-hmm. Sunt ore și sute de ore de consiliere de grup cu ele, până când au reușit să... Da, să știe cine sunt, ce sunt, să nu le fie jenă cu povestea lor, să poată să vorbească cu o persoană străină despre ele, da. Să fie deschise, nu că nu sunt sincere, niciunul dintre noi, dacă vine un străin și îmi pune microfonul, s-ar putea să nu-i răspund, mai ales pe chestii foarte personale, și e dreptul meu să fac lucrul ăsta. Și a fost un proces destul de laborios să putem să ajungem la aceste povești. Să ajungem, da, la aceste povești, da. Da, așa e, îmi imaginez ce muncă asidu a fost pentru realizarea acestei broșuri. Da, așa se par foarte important pentru ele, pentru că au reușit să vorbească despre ele, să-și asume povestea, să nu le fie rușine. Toți avem câte o poveste de viață. Fie povestea fiecăruia dintre noi poate să aibă și o parte care nu este cea mai luminoasă parte. Da, în ce v-au cerut ele sprijinul după ce ați stat de vorbă, v-ați cunoscut, ați avut aceste discuții de prietenie, ca zic, de început? Ele nu au cerut sprijinul, un sprijin cu ceva express. Anume. Mm-hmm. Da, nu. Noi am discutat cu ele și pe urmă, da, le-a plăcut. Le-a plăcut chiar foarte mult faptul că au găsit un loc unde au putut să se gândească un pic la ele sau că au putut să se gândească la ele dintr-o altă perspectivă, care ori li se părea poate un pic prostească sau ce treabă are sau lucruri de genul ăsta. Pe urmă le-au mai plăcut că noi am mai facilitat și comunicarea cu autoritățile locale, pentru că de asta am și spus zumzetul mamelor. Mamele sunt, dacă pentru copilul lor poate să mute lumea, și atunci trebuie să facem ceva să le educăm pe mame și pe femei, afle care sunt drepturile, și pe femei, nu? Să poată să vorbească, nu să aștepte să facă altcineva pentru copilul lor, pentru că e important ca tu să spui, uite, avem nevoie, da, uite, poate m-aș duce la un curs de calificare, dar n-am cu cine să las copilul, deci clar mi-ar trebui un loc, o creșă, ceva, un centru de zi, ceva unde eu să pot să las copilul cât plec și să știe și să fie și în siguranță. Le sunt drepturile, care le sunt beneficiile, pentru că sunt niște lucruri, da, da, care, da, pot veni în sprijinul lor și de care ele nu știu, că în mediul rural, exact, informația ajunge poate mai greu. Exact. Și cum spuneați, mai ales că le-ați îndrumat spre autoritățile locale, care ar trebui să-și facă treaba 100% și să vină în sprijinul acestor persoane care au nevoie. Da, dar important este să aibă acest exercițiu al comunicării, pentru că poate că știu drepturile, dar le este rușine să le ceară sau nu știu cum să le formuleze sau au senzația că ele sunt prea mici și prea neînsemnate, și atunci e nevoie de creșterea, ce spuneam mai înainte, creșterea încrederii în sine. Da. E și foarte mare nevoie de asta. Exact, asta se construiește
într-un timp și de asta e bine să lucrăm la copii încă de când sunt mici, în încrederea în ei, în imaginea de sine, în stima de sine, pentru că în fond și la urma urmei degeaba am eu informații care sunt drepturile dacă eu nu dau eu prea mulți bani pe mine. Și vă susțin totuși că niște pași se mai fac în țară, în sensul în care a fost aprobat un proiect prin Colegiul Psihologilor, dacă nu mă înșel, cu cele 10 ședințe gratuite de terapie. Da, sunt pentru copii. Pentru și adolescenți, da. Cred că foarte bine ar putea fi preluat modelul și pentru mame, că automat și mamele, una trebuie să meargă cu ele la consiliere. Ideea este că toate serviciile astea trebuie să fie foarte aproape. Noi am mers tot timpul noi în comunitate. Nu au venit mamele la Iași, pentru că, da, poate pentru mine, pentru dumneavoastră, 40 de kilometri ni se par aproape. Dar pentru ei, dar chiar pentru ei un nu este efort. Chiar atât de aproape. O dată, doi, cu cine las copilul, cu cine mai las ce mai am prin gospodărie. Deci trebuie să fie în proximitate. Dacă lucrurile nu sunt în proximitate, și aici mă refer exact și la serviciile medicale primare. Degeaba sunt medici ginecologi la Iași dacă e în sat. Noi am avut caravană. Medici de familie poate nu au în zonă. Au. Medici de familie sunt. Ideea este că noi am avut caravană în care am avut medici și ecograf și mamele trebuiau să vină de la vreo 2 km și ne-am dus și am adus noi, pentru că fiind în stadiu avansat al sarcinii sau având o sarcină cu niște mici probleme, este greu să se deplaseze. Și atunci toate chestiile astea de asistență medicală trebuie un pic gândite astfel încât să fie medicală, psihologică, socială, să fie simplu de accesat. Dacă stăm în cabinetele noastre, clar că n-au să vină. Clar. Pentru că nu că nu-și doresc sau că n-au informații sau că nu sunt educate. Poate e și asta. Dar în același timp e și problema cu partea de deplasare financiară și tot ce implică deplasarea. De luat și de menționat, poate că, uite, la anul sunt alegeri și cei care candidează o să-și îndrepte un pic atenția și spre zona aceasta, pentru că iată câtă nevoie avem de astfel de servicii, niște lucruri care par banale sau pentru noi cei din zona urbană e posibil să ni se pară banalități, dar pentru cei din mediul rural sunt niște eforturi la care nu ai cum să-i supui. Adică, cum spuneați, ați fost și ați preluat. Da, noi tot timpul când avem caravane medicale, întotdeauna știm clar că măcar 10 mame trebuie să le aducem noi cu mașini. Adică să mergem și să le aducem, că nu au cum să ajungă. Ori, da, v-am zis, 2-3 km poate pentru noi ni se par că, ce așa mare, mergi pe jos. Dar când ești însărcinată, într-o anumită lună, poate și cu anumite probleme, poate e prea cald sau poate e prea frig, e destul de greu. Așa e. E destul de greu și atunci trebuie gândite lucrurile, pentru că v-am zis, e foarte simplu să spui că celălalt e de vină. Important este să te gândești, dacă vrei să-l ajuți, ce poți face tu ca să-l ajuți într-adevăr. Iar de criticat suntem foarte buni la capitolul ăsta. Da, nu e rău să fim critici, dar ideea este să avem și soluția. Dacă doar criticăm și nu dăm o altă perspectivă și implicit de acolo să reiasă o soluție, e doar așa, ca să fim gică contra, cum se spune. Da. Continuăm discuția noastră, luăm o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem aici. Rămâneți pe TLM, suntem la Școală și Sănătate.